Este duminică, este după masă și mergem să vedem cea mai tare, de fapt personajul din cea mai tare reclamă din toate timpurile. Sau reclama care mi-a plăcut mie cel mai mult. De la Coca-Cola. Hai să vedem ce găsim acolo. Sunt mega entuziasmat, imediat ajungem la tirul Coca-Cola. Trebuie să filmez aici în sus pentru că sunt o grămadă de copii pe drum. N-am mai văzut de ani de zile atât de la adunat un loc. Ești entuziasmată? Da. Nu mai pot. Imediat ajungem. Ce, ăsta e altul? Sunt mai multe, cred că. Hai să le vedem. Bun, prima impresie negativă de la tirul Coca-Cola este că nu e muzică deloc. Nu e muzică de sărbători. Timi zice că mai încolo ar fi ceva. Dar deocamdată noi nu am văzut deloc. Nu l-am auzit deloc muzică. Din păcate, tirul Coca-Cola este un adevărat eșec pentru că coada este mult prea mare, ca mult prea mare pentru... Să faci o poză cu moșul. Cum? Ca să intri într-un tir să faci o poză cu moșul. Dar de fapt noi nu știm exact nu, ce se face înăuntru. Nu, ne-am vrut să păcălim puțin sistemul, dar nu ne-a ieșit. Da, e exagerat de mare coada, o să vă arăt aici. Mai ne plimbăm și noi puțin pe aici și după aceea... Și poate mergem la concert! Da, mergem la concert! Nu mergem la concert! Da, chiar acolo am zis la prietene de acolo! Este și un concert aici, într-adevăr! Se încălzesc! Dar... cred că ne îndreptăm spre casă! E destul de frig afară, sunt 0 grade! Hai să vedem ce mai găsim pe aici!